acolo ați copilărit, așa? Până la 21 de ani. Până la 21 de ani? Și m-am liberat, am fost atunci. Și atunci, cum vă amintiți? Bet așa era... Cum? Bet așa era și atunci? Cum? Sau mai rău? Pe cum? Mai bine acum. Când am fost omul ăla nu a intrat. Și ceva rase de oi, din astea mai selecționate, mai cumva. Este ceva bală de bisprisa sau? Cum? Este ceva oaie bală de bisprisa? Da. Bălă. Vreau să se așa albe sau cum? Uite să albe. Încă mai ținut. Și neagre. Care un, două, trei, că sunt pulovere din alea de lână. Aia. Pulovere sunt eu. Acum nu mai face nimic. O domnie tinere. Vezi că sunt la biserică la rog. Uitați de altfel. Aha. Chiar un vârf în vârf. Ce-o vezi? Ce este? Crezi făcut, uite, tu m-am vârf. Aia, văd, văd, văd. Mă zic zi, mă rog. Noi ca să umbli pe jos într-o zi, într-o zi, un jur satul, margină, margină, roată, trebuie cam 3 zile. Aia, așa e risipite? Da. Ăsta tot pe acolo. Aproape 1000 de numere. Deci vecinul tău e la un kilometru distanță, cum ar veni. Mai aproape. Vezi care e la 4 km de centru. Sau de stat. Dar o duci bine, că ți-e pământul tot în jurul căsă. Tu mănânci tot în casă. Când merg la sapă, când merg la coastă, când merg la tunt. Tot, 4 zile de soare cât are, e tot în jurul căsă. Așa e bine. Și lucră oamenii pământ acolo, au ce le trebuie sau care? Așa e bucuros că o văd la noi. Canul ăsta în față de zona radului. Mai bună voi cu curul față. Dacă mai fost mai umed pe acolo, mai ploios poate. Sună mai multos. Ai sar acolo. Pe cu tractorul. Da. E cost, de-aia cum e
poate un comun. Suntem cu comunul Olison. Eu vă știu, da. Cum îl cheamă pe primarul? Pavele. Pavele? Vasile Dâncu, am zis. Vasile Dâncu? Poate Blagoveanu. Dacă se poate. Da. Dacă o să trage. Da, nu e exact. Dar am luat la București. Eu să putem face. Până am văzut o să lăpătă de coață, fac o drumul și tu nu plătești numai motorină. Și munca așa se rupe. Fie dacă îți trebuie un kilometru de drum, atâta motorină dai. Exact. Și mie se făcea ca în drum până în fața casei. Până unde vei, nu-i putea lui. Poți veni două cuși alături de poți, aceea nu te poți urca chiar. Da, bineînțeles. Poți acum. Ești tractor, acum atâta 3-4 casa sau tractor din urmă aici. La jejevază. Ca ai prea puțin. Ține o morșef în oraț. Ne-au de dus noi. De așa de dus la noi, uite acolo poți. Dus noi scos până mă jos. Se duc la noi. Nu mă lauzi că bine. Dar eu spune, dacă știam câte face comuna, eu nu m-am mutat. Nu vă mutați așa? Dar nu-i fost rău că la noi, pe comunul de Salva, mi-a mult primarul după tăi în Salva. Mi-a mult primarul cu locul tău. Cu impozite cu tăi. Că știam și un loc cu oamenilor din Salva. Dacă știi, dar de zonă. Și acum aveți facilități mai mari acolo sau ce? Păi doar tu lumea e tot la fel, că nu se schimbă așa peste noapte. Tot, trebuie să vezi în sală, la 7 km. Nu cu salvi. Deci arunc cu salvi, că au văzut unde salvă, cu comună. Salva, vezi? Nu cu salvi. Pe la 7 km să ne. Dacă îți trebuie o urtiuță de la primărie, duce în sală. E mult, eu nu găseai pe nimeni. Pe să mergi de la altă. Nu mă cer la noi. E poliție, e primărie, e poștă, poștă și eu. E doctor, tot. Mă trebuie să umple tot la ora. Circulă mărșul la noi, acum te dai un de pe timp, că te o tuba de gara tuba de soția care merge cu noi. Păi nu stai două minute și eu ca să plecam. Înainte veneam de multe ori 7 km pe jos, și mondial. Păi se luate la mine pantă. Deci eu repede, și mondial. Urcați o pantă? Da. Voream la noi. Nu e cu piață, de animale. De asta la tine. Sunt animale faine în distrânsă. Unde? La Năsăud. Ah, da, la Năsăud, da. Și... Tot acolo trebuie să mergi cu mare, cu ceașul. Cred că stați... Cum ți-am spus, ai trupa că de vândut un port. Te-ai pus în tunul cu remorcute, ne-ai pe două rote, în tractor. Una, două ești în... Pe piață.